Salutare, prieteni! Nu ne-am văzut de mult. În acest clip mă pregătesc pentru următorul concurs de field. O să fac un concurs de field săptămâna viitoare. Am apucat să reglez arcul și acum o să arăt câteva secvențe cum antrenez eu înainte de un concurs de tip field, distanțe variabile. Eu am reglat arcul în felul următor. L-am reglat în repezeală. Adică am pus niște puncte albe, niște abțibilde și am tras după ele. Normal, pentru un concurs de field sau 3D, fiind distanțe variabile, se trage în pantă, se trage în rampă. Trebuie să avem neapărat a treia axă reglată. Adică scopul face chestia asta. Atunci când tragem în jos, nivelul să fie drept, să fie aliniat cu paralel cu arcul. Al meu, în cazul de față, este un site foarte ieftin și nu am ce să-i fac. Nu se poate regla a treia axă. De aceea nu pot să am rezultate foarte bune, fiind o eroare destul de mare. Dar l-am reglat cât de cât și eu mă antrenez în felul următor. Pun ținta aleatoriu oriunde, mă duc la o anumită distanță fără să măsor cu pași sau cu telemetru. Încerc să ghicesc distanța și atunci îmi setez arcul pentru distanța la care am optat și trag în țintă. Bineînțeles, pe partea asta nu am o țintă de field deocamdată. Am asta pentru 18 metri, dar o să trag și de la 60 de metri, nu e o problemă. Bun, să-i dăm drumul la treabă și vedem mai încolo. Bun, am pus ținta acolo, m-am îndepărtat de ea și eu am estimat 22 de metri. Dar mi-am făcut reglajul doar pe 20-25 din 5 în 5 metri. Acum să vedem ce iese. Din păcate nu mi-am scris pe o foaie și trebuia să mă uit din nou pe telefon. Da. Să vedem acum cât de precis am estimat. Haideți să vedem și rezultatul. Au fost primele săgeți fără încălzire. Și vă explic imediat. Prima săgeată fără încălzire am scăpat un pic de sub control, dar totuși dacă nu o scăpam se ducea undeva aici în nouă, în zona asta. A doua, cu setarea de 20 de metri, s-a dus în 10-le acesta, iar apoi nu știu dacă ați observat, am reglat și avem un X. Da, deci tot timpul prima săgeată este foarte importantă, dar în cazul meu am tras-o aiurea și nu aveam cum să îmi dau seama unde a lovit. Unde urma să lovească. Bun, să vorbim despre echipament. Arcul este setat la puterea de 56 de livre. Aproape la maxim.
Ca săgeți folosesc săgeți de la Maximal, de la Skylon Archery. Da, de ce nu focusează? Așa. Se numesc Edge Extreme Carbon, cu un spin de 400, tăiate la 29 de inci jumate, niște pene Blazer, pin knock și knock, vârfuri de 100 de grains, arcuri pe întinderea mea la 31 de inci, stabilizatoarele tot alea, mai trebuie să adaug ceva greutăți, dar pentru acest concurs este ce trebuie. Lentila se mărește de 4 ori, de 0.5, pentru un field este foarte bună o lentilă ce mărește de 6 ori, un 0.75, pentru a se vedea ținta mult mai aproape și mai ales la concursuri de tip 3D ajută foarte mult, dar deocamdată nu am. Bun, haideți să vedem, am pus ținta acolo, să ghicesc distanța și apoi reglez arcul și să vedem cum tragem la ținta cu numărul 2, să spunem așa. Destul de bine. Da, prima săgeată foarte ok, numai că era un pic în dreapta, cum am spus, nu este destul de bine reglat. A doua un pic sub 10 și a treia un 10. Dar bineînțeles, la distanța de 30 de metri, cred că o să fie o țintă cu 10-le mai mare. De fapt nu o să fie 10, este punctajul maxim 6 pe o țintă. Da, cam acesta este procesul meu cum mă antrenez. Da, cam așa mă antrenez eu de fiecare dată înainte să am un concurs de tip field sau 3D. Probabil că ați văzut ceva bun din acest clip. Să luați ca exemplu, să încercați măcar și să vedeți, poate funcționează și la voi. Dar cine probabil așa se antrenează toată lumea. Nu m-am uitat cum se antrenează cu tare, cum se antrenează ăla, nu m-a interesat. Tot timpul trebuie să îți personalizezi chestia asta, cum te antrenezi. Pentru mine, antrenamentul trebuie să fie mult mai greu decât în concurs, adică pun o țintă cât mai mică și trag la o distanță cât mai mare, iar atunci când mă duc la concurs, o să mi se pară că ținta este foarte mare și o să reușesc să trag tot timpul un 10, scor perfect, că mi se pare ușor, pentru că eu m-am antrenat pe o țintă mică. Da, cam atât am avut să vă prezint pentru astăzi. Sper să revin cu unele clipuri în care o să prezint mai în detaliat anumite chestii. Până data viitoare, antrenați-vă, trageți cu arcul, mergeți la concursuri, numai bine!